Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să fiu la Cluj, vin de la Câmpie și mă bucur să fiu la munte. Dar ar vrea să facă Domnul seara aceasta și un munte al fericirilor. Spunea fratele care a dat îndemnul la rugăciune că se simte o apăsare. Nu-i bai că se simte apăsare când vii, vi. îi bai dacă se simte apăsare când pleci. Nu? Dacă ai venit trist, nu-i bai, ești în locul potrivit unde se schimbe tristețea în bucurie. Dar dacă ai plecat tot trist, înseamnă că eu de vină, că n-am predicat ce trebuie. Înseamnă că n-am stat la dispoziția lui Dumnezeu. Sau e posibil să fiți și voi cu cântările, dar ei nu, că sunt musafieri, nu? Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau să deschidem cuvântul Domnului. Andrei mi-a pus, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, mi-a pus o grea povară pe umeri și în seara asta... Uh... Sper să o duc la capăt cu ajutorul lui Dumnezeu. Adică nu, când vorbești de Dumnezeu, nu spui sper, ci spui cred. Că voi duce cu bine la capăt mesajul din seara aceasta. E un mesaj delicat. Mi-au dat două subiecte care le-am comprimat într-unul singur. Delicate, actuale și uh, o să vedem rezolvarea. Cei mai mulți statisticile sunt foarte dureroase, foarte mari. Și o să vedem în seara aceasta problemele cu care se confruntă generația de astăzi, dar o să vedeți și o să, la un moment dat, că nu numai tinerii se confruntă, ci și cei în vârstă și cei la vârsta a doua, pentru că vă spun că trăim pe pământul acesta, suntem invadați de ispite. L-a întrebat pe un frate în vârstă, niște tineri, vă țin un pic că voi, voi vă place oricum în picioare la, la cântări. Uh, lor întreba pe un bătrân și a spus, frate, un tânăr, eu zis, frate, eu nu mai pot, când scap de ispite? Și s-o aștepta să-i spună, când te-ai insurat, ai scăpat de ispite. Și să uită bătrânul la el, un frate daci din România și îi spune, auzi, știi când o să scap de ispite? Când? Zice, după ce ai murit, mai durează trei zile. Până te îngropă. Când te-o îngropat și-o pus pământul, atunci știi sigur că ai scăpat. Dar până atunci trecem pe pământul acesta care e plin de ispite, plin de, știți cum să priviți ispitele, ca minele, de să ai grijă unde calci. Acum și mine marine, nu? Dar și mine terestre, dar sunt și mine spirituale. Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Proverbe, capitolul 7, de la versetul 21 până la capăt, la versetul 27. Proverbe 21 la 27. Tot vorbindu-i, dependența l-a ademenit. Ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ea ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cer care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele mele, să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea, aici spune femei, a, a unei asemenea dependențe. Nu rătăci pe cărările ei, că ce a făcut să cadă multe jerfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care se coboară spre locașurile morții. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În seara aceasta vreau să vă spun, nu eu am ales subiectul, Andrei nu mi-a zis subiectul numai după ce am acceptat. N-am vrut să vin, i-am zis că trebuia să fie în altă parte, el o sunat, o rezolvat, el o știut ca un clujan adevărat, un ardelean adevărat, o știut să rezolve toate problemele, să pot veni. Și după ce s-au rezolvat toate problemele, nu, zic, bun, și ce subiect aveți? Mi-au spus, zice, uite, vrem să vorbim de dependențe. Păi zic, da, dar pune joi seara. Nu că am programat-o vineri seara. Măi, așa mi-ai făcut și data trecută cu. Uh, când -au vorbit, am vorbit de căsătorie, erau părinții lor în biserică, nu vorbești de relația soț-viitor, uh, soț-soție. Zic, tare, zice, nu, lasă că o să, o să fie bine, știu, de tine o să fie bine, că tu stai pe scaun, nu? vă iubesc. Vreau să vă asigur de lucrul acesta că iubesc generația tânără. Eu nu mă dau cu creme, că umblu cu tinerii. Când umbli cu tinerii, n-ai nevoie de creme. Să știți, deși am vârsta care o am, nu mă dau niciodată cu creme. Nu cumpăr creme, nu... De ce? Dacă umbli cu tinerii, atunci n-ai nevoie de farduri, n-ai nevoie, așa că veniți la tineret, ca să nu dai banii pe creme. Mai bine vină pe gratis. Uitați, și zâmbetul e mai frumos când umbli, când umbli cu, cu tineri Vreau să vă asigur de un mesaj venit din partea lui Dumnezeu, un mesaj cald. N-am venit să dau cu toporul, n-am venit să vă spun că sunteți cei mai praf, ci am venit în seara aceasta să-ți spun că în orice groapă ești, mâna lui Dumnezeu te poate ridica. Oriunde te afli... În seara asta Dumnezeu poate întinde mâna după tine. Fratele Andrei a venit cu o sugestie, o recomandare sau o obligație și a spus că ar vrea să vorbim în seara aceasta de două dependențe, dar să știți când e o dependență la mijloc, la început, de fapt vin mai multe, nu poți să zici că e una sau două, ci de fapt e ca trenul. Una e locomotiva, dar restul vine o dependență. Când ai o dependență ai ajuns să fii dependent de telefon. Ai uh, ajuns să fii dependent și de minciună. Până la cât ai stat azi noapte? Nu mai știu exact, cred că la 10. Dar era 10 fără 0 la sfârșit, da? Știți ce oră e aia, da? Nu mai știu. Deci, de ce? Pentru că se leagă una de cealaltă. Și fratele Andrei a venit cu sugestia și a spus vrem să vorbim, tură aceasta, de dependența de tehnologie, de telefon și nu de sunat. Că nu, dă dacă am fi... Dependenți de sunat, da? Dar suntem dependenți de tehnologie, de telefonul ăsta care îl purtăm după noi, și de dependența de pornografie. Acum, nu o să rostesc în continuu, pentru că știu că unii sunteți apăsați de lucrurile acestea. Dar vreau să intrăm și în Cuvântul lui Dumnezeu. M-am uitat și în dicționarul explicativ al limbii române să văd ce spune dicționarul de dependență. Acum, e normal să ai dependențe bune, da? Dependență de mâncare până la un... Nu, no, dependența bună până la un anumit nivel, da? De apă, dependența de Dumnezeu, dependență de rugăciune, îți și dependențe, dar, vedeți, se spunea, cred că seara am urmărit o, o secvență, că am venit și eu târziu de la biserică și am vrut să văd un pic cum s-a desfășurat, Uh, și am, uh, se vorbea, cred că la un moment dat, când spunea că pe cel care îl hrănești, ăla e mai puternic, da? Și aia e noi, ceea ce hrănim, ăla e mai puternic. Dicționalul limbii române, când vorbește de dependență, spune că e o stare de subordonare. Adică nu mai controlezi tu, ci altcineva sau altceva te controlează pe tine, da? Îi starea, îi nevoia de a continua același, ace, să faci același lucru, fără să te poți controla să te oprești. E ca și cum băieții care vă place vânătoare, cărora vă place vânătoare, da? E ca și cum ai încărcat arma. Și încarci și tragi și încarci și tragi. Cam așa e dependența. Știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și cum vede Dumnezeu și Biblia. Dependența, dacă ar fi să o vedem din perspectiva Bibliei, îi lanțu sau cătușele care ți le arată diavolul și îți promite libertatea. De exemplu, la noi cea mai vestită stradă din Timișoara, să țineți minte, îi Popa Șapcă. Nu are legătură cu mine. Nu-i neam cu mine, dar pe strada, strada Popa Șapcă în Timișoara îi cea mai cunoscută, cea mai vestită. Știți de ce? E pușcăria pe strada asta. Nu e o stradă, deși e renovată, arată foarte bine, dar e vestită din pricina pușcăriei. Niciodată acolo nu poți să spui că oamenii din interior sunt liberi. Diavolul vine și ademenește și îți spune, uite lanțurile astea, cu lanțurile astea, ți le arată ca viza de America. Ți le arată ceva extraordinar și îți spune, dacă ți le pun pe mâini, dacă te le cu lanțul ăsta, o să fie ceva extraordinar. N-ai mai simțit ce, ai, ce o să simți. Vino aici să-ți dau lanțurile astea. Asta e dependența. Când l-a demenit pe fiul risipitor, l-a demenit cu lanțul, da? O pus lanțul pe el și după aceea, uitați-vă, un cal. Cât de țanță își merge calul, da? Cât de maestos. El crede că e liber. Știi, umblă, așa, coama, capul ridicat, coama în vânt și merge țansoș. Dar nu știe că de fapt el nu merge unde vrea el, ci merge mâna de hățurile din spate. așa e diavolul. Vine prin dependențe, prin dependențele astea două cel puțin, îs hățurile care le aruncă diavolul pe generația tânără. Și știi ce e foarte greu? E foarte greu să recunoști că ești dependent. Cât de aici, dar nu ridicați mâna, Cât de aici pot recunoaște sunt dependent de telefon? Câți? Am zis la noi la un botez în apă, le-am zis dacă ai probleme cu telefonul, ia-l cu tine în apă și se rezolvă. Botează telefonul. Botează. Dar noi, când vorbim de telefonul care îl avem la noi, nu-mi găsesc telefonul. Noi nu putem numi aparatul ăsta de la cia un pic. Nu, i-am zis să scrie ceva la băieții de la media, de aia l-am lăsat să îl folosească. Ți-l dau înapoi. Uh când vorbim de, de aparatul ăsta, noi nu putem să-l numim telefon, da? Că dacă te uiți, uite de câte minute vorbești la telefon. Câteva minute. Deci nu-l poți numi telefon, Cel îl poți numi un laptop în miniatură. Adică are și funcția de telefon. Poți să și suni, da? Sunt, dar uite de cât de puțin suni. Cât de puțin vorbești la telefon. Mulțumesc. Noi nu putem numi device-ul acesta telefon. Și prin deviceul acesta, diavolul ne leagă și ne face dependenți. Ore întregi, săptămâni întregi, și o să vedem imediat lucruri care le, le face diavolul prin, prin lucrul acesta, prin tehnologia aceasta. Știți bătălia dependențelor? Știți unde se dă la nivelul minții. Ei cel mai puternic loc de bătălie, cel mai puternic loc de bătălie. Nu în Ucraina, ci în mintea omului. Acolo se dau ce, din grădina Edenului, cea mai puternică bătălie, s dat la nivelul minții. Pentru că acolo e, e tărâmul cel mai închis. Acolo nu intră mai ta, acolo nu intră taică acolo nu se pot pune camere de filmat, acolo e tot închis. Acolo se dă lupta cor la corp, între diavol și om, pe terenul acesta care se numește mintea omului. Știți că mintea omului, e, o venit fata mea, cea mare, o primit un premiu și printre lucrurile care le au primit sau cam așa ceva, o primit și o carte a unui medic neurolog, e o carte foarte interesantă. El a ajuns medic neurolog din cauza că maică sa nu știu dacă era româncă, dar sigur nu era româncă, el era american, deci nu putea fi româncă, dar avea un obicei românesc. Când ceva, el cu frate să făceau ceva prostii când erau mici, mai că sa de fiecare dată le spunea, bă, voi aveți creier. Și toată ziua mamă să le spunea, mă, voi aveți creier. Voi nu gândiți, nu aveți creier, aveți creier. Și cu creierul în sus și în jos, ăștia ori devenit amândoi medici neurologi. Atât ai o fascinat creierul uman și ori început să, ori început să studieze. Știți că la, la nivelul creierului noi suntem uh, o uzină chimică, dacă o vreți să o, o numim așa, noi suntem uh, plini de, 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 substanțe chimice. Cea mai, sau una dintre cele mai puternice, sau putem să o numim cea mai puternică substanță care o avem în, în corpul nostru, în creier, știți care e? Dopamina, da? E hormonul fericirii. De-aia trăim pe pământ, dorim să fim fericiți. Dorim să fim fericiți. Când diavolul leagă omul cu o dependență, se eliberează hormonul acesta al fericirii și mulți, mulți, mulți alți hormoni. Da? Și aici se, se leagă uh, dependența. În creierul uman se dau cele mai puternice lovituri, cele mai puternice bătălii. Pentru că diavolul vine și îți spune din grădina Edenului Dumnezeu nu vă vor fericiți. De aia v-a pus în grăditură, o zi să nu vă apropiați. Dar de fapt, Dumnezeu prin protecție o vrut să-i binecuvinteze. Să știți, totdeauna Dumnezeu a lăsat totul să fie folosit de acolo unde o vrut Dumnezeu. Nu cum o vrut diavolul, nu cum o vrut omul. Și știți că în creier, de exemplu, să vedeți cum, cum e dependența aceasta te face să, să nu mai fi mulțumit și vrei tot mai mult se spune că dependența de pornografie e exact cu dependența de, de droguri aceleași, aceleași eliberări se produc în corpul uman în creierul uman exact de ce se spune domnule, uite-te la ăla, zici că e drogat sunt multe stări peste el care nu le mai poate controla la fel și lucrurile acestea vă aduceți aminte când nu aveam permis da, eram copii ce doreai? Doreai să, să, te lase tata la volan, să te țină în brațe și să învârși și tu acolo de volan, da? După ce ai mai crescut, ți-ai dorit să te lase să pornești tu motorul, da? Știi ce arată asta? Că începeai să te lești de mașină, începeai să fii dependent, creierul nu mai era mulțumit să te țină tai tu în brațe. Nu mai erai mulțumit să te țină și să, lași, să te lase să pornești ea. Știi ce spuneai? dacă mă lași numai cu întâia să merg. Și ai zis, ai zice, vai să mă văd eu că o miști din loc. Și te-o lăsat, te-o dus pe un teren e, viran, da, pe un teren de sport sau undeva și te-o lăsat. Ai mai crescut și n-ai mai fost mulțumit. Și ai zis, dacă i-aș da a cincea, uite, scrie a aici. Dacă aș putea să mă lase tata, să -i... abia aștept să iau permisul, abia aștept să iau permisul să bag eu în a cincia. Și n-ai mai fost mulțumit nici cu a cincea, ți-ai luat cu a șasea, ți-ai luat cu a șaptea, ți-ai luat cu nu știu câte mai sunt acum, așa cu a noua au Mercedes-urile, care le aveți uh, nouă viteze, nu? Și n-ai mai fost mulțumit. De ce? Pentru că în creierul omului se eliberează substanța aceasta care te face să nu mai fii mulțumit și vrei tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, da? Au început cu o țigară, cu a doua, cu jumătate de pachet, cu un pachet, cu două pachete, cu trei pachete pe zi și știi ce se întâmplă? Ai ajuns și ai luat permisul și nu te-au mulțumit uh, dealul Feliacului că ai ieșit la autobandă. Și ai început să-i dai și ai zis mere, 100, 140, 150, te-ai filmat, le-ai te trimis la toți. Că tu ai reușit la două luni după ce ai luat permisul să mergi cu 150 și nu te mai mulțumit 150. Știi ce arată asta? În creierul omului se eliberează adrenalina aceasta care vrea tot mai mult, tot mai mult. Și ai ajuns 200. Eu trimis cineva o filmare, nu vă dau numele lui că îl cunoașteți, 260 avea. Și am zis, băi omule, ai și tu copii, s-o de atunci, deci nu mai... Dar mi-o trimis filmare cu 260 la oră. 260 la oră. Știi unde se termină asta? Știi unde? La cimitir, bine zis. Se termină în stâlp. De ce? Pentru că diavolul prin dependență te face să vrei tot mai mult, tot mai mult, te leagă tot mai mult. Dar n-am stat mult pe telefon, dar n-am stat, dar nu m-au văzut, dar nu știe. Dar creierul cere tot mai mult și tot mai mult. Vă dau un exemplu, s-a făcut un studiu un medic uh, veterinar a făcut un studiu referitor la dependența de, de telefonie și de uh, pornografie. A făcut un studiu pe șoareci, pe un șoarece. A luat un șoarece și l-a băgat într-o într cușcă. Da? Și a băgat o femelă uh, șoarec, o băgat în cușcă. Pentru că a fost ceva nou, l-a atras. Și uh, s-a împreunat cu, cu partea feminină. Dacă o lăsat-o în cușca aceea, nu i-a mai avut treaba. O zi, două, o săptămână, nu. Dar lua și schimba partenerul. Și schimba partenerul. Îi aduce altă parteneră. De fiecare dată avea sentimente noi și dorea tot mai mult. Știți ce s-a întâmplat cu Șoarecu? La un moment dat, a murit. De ce? Pentru că creierul nu a mai rezistat. Nu a mai rezistat la dependență. Înțelegeți? Dumnezeu întotdeauna... O creat omul, întotdeauna l-o creat în limite, în standarde. Diavolul o venit să pervertească, o venit să lege cu lanțul. Știți că în creierul omului, 90% sau mai bine de 90% din informațiile care intră în creier, știți pe unde intră? Prin ochi. Peste 90% din informațiile creierului se primesc prin ochi. De ce vedeniile sunt mai solide decât prorociile? Știți de ce? Că nu le uiți. Uitați-vă, cele mai multe sunt vedeni în Biblie, da? Prorocii Domnului, au avut și prorocii. Dar zice, am avut o vedenie. În Daniel, da? Au avut vedenii. Pentru că ceea ce vezi, îți rămâne imprimat în creier. An de zile, zeci de ani. Se reactivează după 30 de ani, după 40 de ani. De ce? Creierul atâta capacitate are de înmagazinare extraordinar de mare. Extraordinar de mare. Și știți ce e interesant? În marketing, cei care lucrați în marketing, se spune că o imagine îi cât o mie de, de cuvinte. Dar uitați-vă, că diavolul a venit și a pervertit tot ce a fost bine binecuvântat, tot ce a fost frumos, tot. Și prin imagini, diavolul a intrat în mintea omului și acolo a întinat cugetul, acolo a întinat ochii, acolo a întinat viața spirituală. Și ai venit, ai cântat, îmi ridic mâinile. Dar bucurie nu s-a văzut. De ce? Pentru că ai căzut exact în ceea ce a căzut David în Psalmul 32. Da? Și a zis, câtă vreme am tăcut. De ce? O păcătuit. O păcătuit pe unde? O băgat informația prin ochi. O văzut. El s-a trezit seara, zice, într-o după amiază, spre seară. David s-a ridicat din patul lui și a ieșit pe terasă. Știți că diavolul dă lovituri și în locurile în care vrei să te închini lui Dumnezeu? David o ieși pe terasă, că se spune că de multe ori David pe terasă aceea compunea psalm pentru Dumnezeu. Zice când o scris de poporul lui Dumnezeu, de pe terasă vedea poporul lui Dumnezeu pe familii, cum erau așezați fiecare și se bucurau și scria psalm. Dar zice că a intervenit într-o zi diavolul și i-a arătat alte imagini. O zi zice, dar eu fac pentru școală, de câte ori n-ai zis? Nu că am ceva la școală, nu că nu am ceva de scos la, la imprimantă, trebuie să intru pe calculator, trebuie să intru. Să știți, diavolul știe ce face, îți bagă imaginea prin ochi ca să-ți întineze inima. Și să știți, întotdeauna dependența e ca și moartea, dependența nu alege. Dependența e ca și moartea. Nu ține cont, de exemplu, dependența de pornografie. Nu ține cont de intelectualitate. Să zici, bă, ăsta e profesor. La ăsta nu se bagă, mă. Ăsta e atât de intelectual. Ăsta e atât de bine pregătit ca la el nu are acces. La el nu bate la ușă. N-are curajul că ăsta foarte bine pregătit. Nu. Dependențele acestea bat la ușa orică, ca și moartea. N-ai văzut moartea să se teamă să zică, ăsta e Bogatul clujului, nu știu care e cel mai bogat, dar să zic că la asta nu mă bag, ăsta, ăsta, profesor universitar la Babes, boi, aici în cluj, nu mă bag la el, nu? Dependența vine indiferent de gradul de intelectualitate. Nu ține cont de respect. Nu o să vezi că dependența respectă pe cineva. Știi ce caută? Îl caută să-l bage în mocirlă cât mai mult. Pentru că, ascultați-mă, dependența de tehnologie e topoganul care te coboară. V-ați dat vreodată pe topogan când ați fost mici și jos să fie o baltă acolo unde aterizați? Vă aduceți aminte? Și eu am dat trânte din astea. Dependența de telefonie, de uh, device-uri, e topoganul care te coboară. Și pornografia e laștina care te așteaptă jos. Prin lucrurile acestea. Vă spun și vă întreb, câți aveți? Dar poate v-ar fi rușine să ridicați mâna. Câți aveți parole pe telefon? Sau câți nu aveți parole? Cred că ar fi mai puțin care n-au parole. Săptămâna trecută am mers și eu la, la bancă, trebuit să fac un, o reactualizare ceva la, la un cont și au zis către mine, uite, avem acum să plătești cu telefonul. Nu, mai trebuie să ne aprinde maragazul cu telefonul. Cam toate se pot face cu telefonul. Tot, plătești, vinzi, cumperi, vezi, numai să ne mai aprindem maragazul cu telefonul și atunci cred că s-au cam rezolvat toate problemele. Și o să zi, zice, uite, dacă îți pui aplicația asta, o să poți plăti direct cu telefonul. Nu, curios, la, punem, domne și mie. Să -mi plătești eu, că am mai văzut pe unul pe altul că plătea cu telefonul. Dar zice, vedeți că trebuie să vă puneți parolă. Eu n-am avut parolă niciodată. Și-am zis, doamne, cum, nu merge fără? Nu, domne, nu vă las aplicația asta pentru că plătiți cu telefonul, da? Trebuie să-ți voi parolă. Nu, no, vine doamne, pune. Și-am pus o mie nouă, nu vă zic care. Și, stai să vă zic, am scos-o, nu vă pot spune, liniștit. Nu, mi-au pus -o. Am lăsat-o vreo două, măi, nu rezistam. La fiecare, de... păi cu de zeci de telefoane primești și cât... Păi dar și o stau să tă baga, eu nu mai am răbdare, am depășit așa la, la chestia asta. Bă, am stat o zi, două, n-am mai putut. zis, nu mai plătesc cu niciun telefon, plătesc cu hârtia și cu bagnota. Și am scos-o, n-am rezistat, tot îmi trimite e vă rugăm, introduceți parola să nu vă pierdeți. Nu-mi trebuie, lasă pierd că nu am, vreme de, nu am vreme de parole. Știți că diavolul caută să ne paroleze? Sunt oameni care au, da, într-adevăr, au banii pe conturi, au ăsta. Dar câți din tinerii noștri care cântă în corul de tineri, care cântă în față, care slujesc, care sunt implicați, câți n-au parole din altă cauză, nu că n-au bani pe telefon, n-au ce să dau altceva, au o dependență care o țin acolo, sub, sub parolă. Știți ce face dependența aceasta? Nu ține cont nici de familie, nu ține cont de familie. Să spună ăsta e din familie bună, ăștia au fost toată viața lor oameni fără cravată, cu baticul legat în față. Nu-i bai, foarte bine, fii cum, cum e familia ta și cum e biserica ta. Nu ține cont de familie, că ești din familie bună sau dintr-o familie mai de... Nu intră în orice loc, îi se permite să intre, acolo intră. Nu ține cont, Uitați-vă generația tânără, o ajuns o generație depășită de vârsta căsătoriei. De ce? Pentru că te afectează și la nivelul acesta și o să vorbim mai încolo. În pragul căsătoriei tu nu reușești să-ți faci o familie din cauza că te apasă dependențele trecutului. Și vă spun ceva, când intri cu dependențe din acestea în viața de familie, nu scap de ele prin căsătorie. Știu că m-am dezamăgit. Știu că tu ai impresia când mă căsătoresc o să scap. Nu scapi. Nu familia te scapă, ci Dumnezeu. Dumnezeu scapă omul. Dumnezeu salvează omul. Pentru că vă spun, sunt tineri, sunt oameni care au intrat în viața de căsătorie. Dependenți de lucrurile acestea. Știți ce s-a întâmplat? Cu ele au mers în continuare. Cu ele au mers. Mintea omului e cea mai mare pușcărie. Când omul e legat, el nu mai are controlul. Și am citit pasajul acesta, știu că e un pasaj cunoscut de voi. Auziți ce spune verset, capitolul 7, de unde am citit, de la versetul 21 la 23. Zice, tot vorbindu-i, exact ca nevasta lui Potifar, independența. dependența. Vine și îți spune, dar nu mai un scroll, dar dă mai jos. Apropo, cât aveți TikTok? Nu ridicați mâna. Dar uita, eu am vorbit cu un om care s-a pocăit acum recent, la ultimul botez. Să lași versetele, că le citim imediat. Omul acesta, un om serios. mi Eu zis, frate, mi-am făcut și eu TikTok să postez versete, să-i dau, să promovez. Ca în dragostea din tâi. Dar au zis, frate, acolo iadul, zice către mine. Zice iadul. Eu vă întreb, o greșit cu ceva când o zis că iadul acolo? Nu au greșit cu nimic. Nu au greșit cu nimic. Domne, promovăm și noi Biblia, promovăm, promovăm. Dar uite-te cei mai jos. Sau uite-te cei sub imaginile acelea. Uite-te. Și tot ea demenește. Dar mai uite, dar uite-te și la un verset, uite-te și la un reel sau la mai știu eu ce, uite-te că așa chestii motivaționale, dar uite-te după aia la ce te-ai uitat. Ce ai dat mai jos? Ce ai căutat? Și spune așa, tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea. Știi ce realizezi în Că tu nu mai poți dacă nu intri. Tu nu mai poți dacă nu cauți, tu nu mai poți dacă nu te uiți. Zice, s-o dus după ea și așa scrie Biblia, nu-i de râs, că-i de plâns, îi de plâns tineri. S-o dus după ea ca boul care se duce la măcelărie. Știți că boul nu știe dacă merge la măcelărie sau în graj? El merge acolo unde îl duce. Omul dependent nu mai are el controlul, că funia nu mai e în mâna lui Dumnezeu, ci în mâna diavolului prin dependență. Zice, ca un cer care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi distruge ficatul. Lațul deține controlul, lanțul deține controlul. Prin dependență, tu nu mai ești stăpân pe situație, ci dependența e stăpână peste tine. Tu nu mai reușești să duci discuții cum le-ai dus înainte. Știți că pe chipul omului, pe chipul tânărului, se vede luptele care le are. Acum spunea sora Andreea că toți venim din lupte. E adevărat, dar contează ce lupte și contează unde suntem astăzi. Contează că putem să ducem lupte spirituale, lupte în rugăciune, lupte în post, lupte, diferite lupte. Dar poți să duci luptă din asta în care să fii victimă din, din prima, fără nicio, fără nicio problemă. Știți că dependența de telefonie și de pornografie produce aceeași stare euforică exact ca și drogul, v-am spus mai înainte, exact în creierul omului se produce la fel ca, ca și drogul. Când creierul nu mai primește starea aceea care a o avut-o înainte, intră în depresie, intră în, în starea aceea de tristețe, de neliniște, nu vedeți, face orice, să prindă din nou banii, ca să-și cumpere drogul, ca să ajungă în starea aceea care o avut-o, ălea câteva clipe. Știți ce face? Îi produce tulburare în momentele acelea. Vreau să vă spun că dependența transformă omul liniștit, omul calm, omul acela intelectual, într-un monstru capabil de orice. Ați văzut pe la televizor în ultimele săptămâni, dar voi nu vă uitați că n-aveți, nici eu n-am. Da, vedeți pe telefon, că v-am zis că la noi telefon, e televizor, e laptop, orice vreți. Ați văzut oameni, la noi în Timișoara, săptămâna trecută, a fost o crimă oribilă, o voi toată, toată, România, da? Doi tineri la medicină, da? Pe ea au omorât-o băiatul acela. Te uitai, era student la teologie și la medicină. Un băiat moale. Zice, ce să faci cu ăsta, asta? nu scoate două, două prune pe gură. Moale! Nu știu. Dependența aceasta, din omul moale, din omul calm, îl transformă într-un monstru. Știți că prin dependență omul e transformat în monstru? Vă spun acum și. Uh, acum se dă live, dar nu-i problemă, că mi-asum de ce vă spun. Dar vă spun ceva. Prin dependențele acestea, prin dependența de pornografie, se trece la homosexualitate, se trece la pedofilie și la altele, nu mai... Putem vorbi mai, mai, la urmă, mult mai, mult mai amănunțit. Dar omul ăla liniștit, care a plecat un copil firav, care a plecat un tânăr liniștit, ajunge să se transforme într-un monstru. Nu știi, de aia e foarte importantă, tânără dragă, tânăr drag, e foarte important relația care o ai cu Dumnezeu. Ca să nu intri în viața de familie cu un monstru, tu trebuie să te ancorezi de Dumnezeu. Tu trebuie să rămâi în relație cu Dumnezeu. Și v-am spus și data trecută și vă spun și acum, nu există, nu există în viață să vrei să faci voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu-ți vorbească. Nu există să pui un om înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, ăsta îi sau nu e ăsta? Dacă spui că nu e ăsta, nu-l iau. Ați să spui, lasă că-l schimb eu, lasă că l să... Nu, nu, nu poți schimba tu dacă nu-i schimba de Dumnezeu. Un om care nu aparține lui Dumnezeu, în primul rând, nu îți va aparține ție niciodată. Întâi trebuie să-i aparțină lui Dumnezeu și după aceea trebuie să aparțină partenerului de viață. Acum vreau să vă spun câteva atenționări ale Bibliei când vorbim de dependențe. Prima atenționare care o dă Biblia și care vreau să o ține minte în seara aceasta este că în spatele dependenței îi un duh străin îi un duh necurat. Dependența îi condusă de un duh necurat. Domnul Isus se întâlnește cu un tată care, tatăl acesta avea un copil muncit de un demon, de un drac, de un duh. Și îl întreabă Domnul, zice, de când faci așa? De când îi vine așa? Și ce spune tatăl acesta? Zice, din, din copilărie. Vreau să te întreb ceva în seara asta. Deși vă spun, sunteți ca și copiii mei cei mai mulți dintre voi, dar vă spun în seara asta cu toată dragostea, aduți aminte, aduți aminte ceea ce spune și cartea Apocalipsa, aduți aminte de unde ai căzut, aduți aminte că a fost un moment și la final o să, fie, o să fie momente binecuvântate de rugăciune, o să vedem în seara aceasta că trebuie să ne aducem aminte momentul în care a fost căzătura. Că Domnul o întreba pe ta, de când îi vin? Tu știi de când. Tu știi unde ai fost, tu știi cum te-a legat diavolul prima dată. Acum, diavolul știi ce -ți spune? Bă, ce e o ață? Știți, surorile, tinerele, ața de papiotă, știți ce e papiota? Andreea, tu știi că tu ești mai... Ești familistă, da? Ața de papiotă e ața asta cu care îmi coase soția nasturii. Ața asta subțire, da? Dacă te leg cu, mai ales fratele, așa, un om puternic, dacă leg cu o ață de papiotă, și zic? Imediat ai rupt-o, da? Știți cum e păcatul? E un fir de papiota, Îi o ață. Și te leagă odată și spui, o zi Samson, voi face ca mai înainte. Și le-o rup ca pe o ață de papiotă. Dar ața aceea de papiotă, dependența aceea, învârtită și azi și mâine și dimineața și la amiază și seara și una după alta, ai golit sulu de ață după un om și după aia spui, Eliberează-te, se mai poate elibera. Vine după ani de zile și îl caută pe fratele, roagă pentru mine, fă ceva că nu mai pot, dar adu aminte. Ceea ce ne spune Scriptura și ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu este că în spatele fiecărei dependențe îi un duh în spate care chinuie viața omului. De aceea ar vrea la final și o să ne rugăm la final ca Domnul seara asta să facă o eliberare la albinii. Să facă Domnul eliberare la nivelul minții, la nivelul inimii, la nivelul ochilor pentru că în, în, generația aceasta, generația aceasta e o generație foarte dedicată, dar și foarte muncită de duh, de durele. O venit, Matei 15, spune Biblia, că o venit o mamă la Domnul Isus, o femeie cananită de o bârșie că și o strigat către el, ai milă de mine, fica mi ai muncită rău de un? De un drac, nu vă întreb. Care am avea curaj în seara asta, tineri? Care ați avea curajul să spui, eu sunt muncit de un drac. Trimiți bilet, a, trec printr-o o stare mai, cum ziceți voi, mai nașpa, așa mai, mai aiuria, nu? A, a, trec printr-o situație mai dificilă, cred că sunt depresie. Femeia aceasta, pentru că o dorite liberarea fetei, știți ce o zis? Fata mea e muncită de un, de un drac. Oare câți din generația aceasta nu-ți munciți de draci? Frate, cum ești super! Dar în spate ia ceva. Tu știi cum, oare dacă ar fi maică ta în seara asta în locul acesta? Oare ce ar spune mai -ta? După modul cum te comporți acasă. Oare câți dintre noi am avea, am avea inima deschisă să putem spune în seara asta, Doamne, eliberează-mă de Duhul care mă chinuie eliberează-mă, Doamne, din copilărie, de la 15, de la 16, de la 18 ani, de la cât, eliberează-mă. Nu vă vreau, n-am vrut să vă scriu, că puteam să vă scriu statistici să vă fie capul calendar în seara asta, dar m-am uitat peste statistici, nu le-am notat, nici nu le-am ținut minte. Te, te sfâșie pe inimă, că în generația aceasta, în biserici, în, în societate, sunt legați de... De, de, de dependența de tehnologie, și prin tehnologie, e legat de dependența de, de pornografie. Ar vrea în seara asta să înțelegi lucrul acesta. Prima atenționare a Bibliei este că în spatele dependenței, în spatele legăturilor, când a intrat Domnul și -o, a, a, în gadara, da, o venit și acolo era, era un, un om ce nu, nu putea fi legat, pentru că avea alte legături. Când, când ești legat de un duc din spate, de un duc necurat. Nu te mai poate lega nici tai, că tu nici mai, că nimic nu te poate ține, nu, nu te poate opri. Singurul care l-a putut opri, a fost Domnul Isus. Toți au zis, are cu capul, are ceva, mătușă s-au fost așa, și ea au fost, și unchisul s -o. A zis, Domnul, nu, nu. Dintr-o dată au zis, în spate îi ceva. au zis, cât sunteți? Care-i numele vostru? Deci au zis, îi legiune. Erau mulți, erau mulți. De ce ar vrea să înțelegi în seara asta? Nu te juca cu dependența, nu te juca cu papiota, nu te juca pentru că ajungi să fii legat de duri necurate. O să ai de-a face cu duri necurate. Al doilea lucru care vreau să-ți să ține minte în seara aceasta este că dependența produce ferici, puțină fericire, dar îți ia totul. Produce puțin, puțin, dar îți ia tot. Ai vrea să dai tot ce ai pentru puțin? Știi cum sunt ăștia? Boschetarii. Ăștia ori dat pentru o sticlă, ori dat apartamentul. Ăștia ori dat pentru o sticlă, ori dat mașina, ori dat un boschetar spiritual. Asta face dependență. Uitați-vă, spuneam și tinerilor noștri săptămânile trecute la noi la tineret, se vorbea despre ispitirea Domnului Iisus. Și dacă vrei, afișează, te rog, Evanghelia după Luca de la capitolul 4, versetul 5, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul zice, l suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Nu vă întreb, poți vedea într-o clipă toată lumea asta? Să poate vedea? Nu. Că n-ai cum să vezi toată, nu vezi clujul într-o clipă. Da, păi să vezi toate împărățiile. Și zice că îi o arăta cum? Măi, îi o arăta și mult și în timp scurt. Ați mai auzit așa ceva? cum, domne, să-mi arate mult în timp scurt? Dacă ai zice că merge pe Discovery, să-ți arate, să te plimbe pe History, nu? Să-ți arate împărățile. Ai zice, bă, am stat vreo 5 ore, am stat două săptămâni, m-am tot uitat, nu? Dar zice că diavolul i-a arătat într-o clipă. Pentru că vă spun, diavolul e specialist să-ți fure totul într-o clipă. Tot ce oferă diavolul durează o clipă tot ce oferă, tot ce vezi, tot ce faci, tot ce te-o legat. Și o zis că o să fie bine, o să fii fericit, o să ți se elibereze în creier o fericire cum n-ai mai trăit. Știi cât o durat? Cât? O clipă. Dumnezeu are nevoie de o clipă să te salveze, dar diavolul are nevoie tot de o clipă să te distrugă. Eu zic că eu arătat toate împărățiile într-o clipă, tot ce dă diavolul, tânără, tot ce dă diavolul, tânăr drag, Durează o clipă. Auziți ce spune cuvântul Domnului tot la ispitirea Domnului? Matei, capitolul 4, versetul 9. Vine diavolul și face o nouă ofertă. Zice, diavolul a dus uh, apoi pe un, uh, la Ierusalim, l-a așezat peste și în atre, tem, acoperișul acoperișului templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos! Diavolul oferă o clipă și știți ce oferă după clipa aceea de fericire? Oferă prăbușire. Oferă prăbușire. Zice: dacă te vei arunca, dacă te vei arunca, aruncă-te jos. Diavolul, prin legătura aceasta, prin dependență, îți oferă o clipă de fericire. Îți ia tot și după aia te aruncă, te prăbușește. Asta eu zis. Aruncă-te. El nu zice: eu te așez, te pun pe scaun, te o să fii cel mai tare. Nu. Și zice: face, te prăbușește. Te prăbușește. Pentru că, uitați-vă, e o sintagmă, e o, nu știu cum să, o lozincă în vremea aceasta. Să fac reclame și se spune așa. Ați văzut și diferite bannere care spune: Trăiește ce? Clipa. Într-adevăr, tot ce oferă. Dar ei au dreptate. Ascultă-mă, ei au dreptate. Că diavolul oferă numai clipe. Numai clipe. Dar știți cum trebuie biruit și o să ajungem și la, la lucrurile care aduc biruință. Știți cum trebuie biruită ispita și legăturile celui rău. Știți cum? Fiecare clipă trăită cu Dumnezeu. Așa se poate birui și o să ajungem imediat la lucrul acesta. Fiecare clipă trăită cu Dumnezeu aduce biruința. O fetiță, nu mergi la tatăl ei, tatăl ei fiind păstor, și o zis către tată, să zice, tată, se poate trăi un an sfânt, să fii sfânt un an de zile. S-a uitat tată, acum ca să nu fie fariseu, o zis, mă, Mă, fată, nu se poate un an să nu te mâni, să nu te ceri cu nevasta, să nu te ceri cu copii, să nu te supere nimeni din biserică. E mai greu, nu? Depinde lângă cine te așezi. Cum avem multe programe, s-ar putea să te așezi lângă cineva care, de sigur, îți face să-ți sară țandăra, nu? și -o zis, fată, nu se poate un an de zile. Zice, tată, da, da o lună de zile, se poate trăi sfânt, neprihănit. S-a uitat el, s-a gândit, mă, nici o lună. Sunt multe programe la biserică, sunt multe ședințe de comitet, multe... Nu, nu se poate nici o lună. Tată, zice fetița, dar o săptămână se poate. S-a gândit el și-a zis, nici o săptămână. Și-a zis, tată, dar o zi, o zi se poate. Să trăiești neprihănit o zi. Și-a zis, nici o zi. Tată, dar o oră se poate. Și a zis tata, poate că, dar zice nici o oră. Și atunci fata a spus așa, tată, dar o clipă. Se poate trăi o clipă neprihănit? Și s-a uitat tata și a zis, da, se poate. O clipă se poate trăi neprihănit. Știi <gânt> ce a zis fetița? Atunci ar trebui fiecare clipă să o trăim neprihăniți în fiecare clipă. Nu-ți pune targete mari. Nu-ți spune, Doamne, anul ăsta, de câți, câți ani e de când te-ai apucat de Biblie? Și ai zis, Doamne, anul ăsta, până în iunie, vă spun, soacră mea, până în august, de patru ore o citi Biblia. Până în luna august, ce are 80 de ani, 81 de ani, de patru ore o citi Biblia. Nu a fost rușine când o zis. Și femeie, e femeie în vârstă. De câte ori n-ai zis, încep, o să, anul ăsta, va fi anul schimbării, va fi anul remodelări spirituale, și februarie, martie, aprilie și te-ai te desumflat. De ce? Ți-ai pus targete mari și n-ai dat clipa lui Dumnezeu, înțelegi? I-ai dat anul, dar nu i-ai dat clipa. I-ai dat ziua, dar nu i-ai dat clipa. I-ai dat ora, dar nu i-ai dat clipa. N-ai început cu clipa. De aceea vreau să înțelegi în seara aceasta, Că dependența produce puțină fericire și îți a totul. Când o pleca fiul risipitor de acasă cu geanta în spate de Nike, de Puma, de Adidas, nu scria acolo, geanta aia cu barete lungi, ca de Spania, plecând cu murăturile de acasă să le ducă în Europa. Pleca fericit, să nu mai aude de tata. Vă întreb, credeți vreodată că el s-a gândit să ajungă falimentar? Niciodată. El s-a gândit că merge un pic, se distrează, că e stocul de bani, un pic dă pe distracție, dar după aia începe businessul. să-i demonstreze la tată său ce om de afaceri e. Diavolul i-a arătat totul lui într-o clipă și el l-a acceptat. Știți ce nu i-a arătat diavolul în tot tabloul acesta? O pus ceva la capătul tabloului să nu se vadă sau o băga foarte ca în tablou, în poză, să nu se vadă în toată viața fiului risipitor, să nu vadă fiul risipitor ce? Coada porcilor. Putoarea de la porci. i tăia poza, tăia finalul, o tăiat ceea ce era mai groaznic. Și-o zis, uite aici, uite cum arată pozele din Dubai. Uite tu mergi roia la, la tineret, la, la albini. Dar uite-te cum e la ăștia, la alții. Uite-te cum îi afară. Uite-te, știi ce nu-ți arată? Finalul, finalul. Singurul care-ți arată și finalul, Îi Dumnezeu. Le spun și copiilor mei, mai vine unul din băieți, spune, tati, ascultă-mă, mi au zis unul la școală, bă, nu-l mai crede, mă, că te-a mințit. Tati, ascultă-mă, nu m-a mințit, mi au zis, ăsta e adevărul. Bă, ascultă-mă, să ții minte în viață, i-am zis, Filipe, toți vor încerca să te fenteze și să te mintă. Singurii care nu te mint și zvor binele, îi Dumnezeu și eu cu mamă ta. Restul, să ții minte, toți vor să tragă de la tine să, dea, să ia la ei. Toți încearcă să taie finalul să -ți spună, dacă vii cu mine în mașină, dacă ești, dacă îți pui poză cu mine, cu noi doi, pe Instagram, pe Facebook, o să fii cea mai de valoare. Știi ce nu-ți arată? Că după o săptămână nu mai vrea să fie cu tine. Dar singurul care îți spune adevărul de la început, care o spus, dacă mergi cu mine în lume, veți avea necazuri. Nu zis că o să fie rost, nu zis că o să fie autobandă de la Timișoara până la Cluj, nu. O zis, veți avea necazuri, dar nu veți fi singuri, Și eu voi fi cu voi îndrăzniți că ce o am biruit. De aceea seara asta să fie o seară de biruință. Amen. Pentru că să știți, de, deși mi-ar mi fi plăcut să vorbesc numai de biruință, de capă, de final. Dar nu poți. Când, când mergi înaintea doctorului, când mergi înaintea lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să înțelegi de la ce te-ai îmbolnăvit. Să înțelegi de ce trebuie să te verești. Și după aceea îți dă tratamentul. Că ăsta face doctor. N-ai văzut doctor să te scoată afară, să te Fac în toate felurile să spună, nu-ți dau tratament, pleacă de aici să nu te mai văd. Ți Am zis să nu mai mănânci slănină ca ai tensiune. Nu. Zice, da, domne, v-am zis, v-am rugat, nu mai. și îți dă tratamentul. Și nu te scoate până nu-ți dă rețeta. Dar știi ce ar vrea? Să fie seara asta, numai, nu numai o seară de rețetă, să fie o seară în care să luăm tratamentul. Că degeaba ai doctorul bun, degeaba ai uh, tratamentul foarte bun. Degeaba ai cumpăra medicamentele dacă le țin dulap și nu le administrezi. Și spui, Israel, eu nu pot așa ceva, ori putută ea, Iosif, o putut, eu nu pot așa ceva, o putut Daniel, dar eu nu pot așa ceva. Nu, ține acolo și tu mergi înainte cu tratamentul tău, mergi înainte cu lucrurile tale. Dar spun, dacă vrei biruință și dacă vrem biruință în vremea aceasta, trebuie să înțelegem că dependența produce puțină fericire și ția -ți totul. Uitați-vă că generația asta e o generație apăsată, lipsită de bucurie. Din cauza lucrurilor cu ața cu care e înfășurat. Când diavolul ți-a luat bucuria din inimă, sinceritatea din ochi, te-a ținut legat, ai cântat cântarea, dar nu ai mai simțit nimic. Ai ascultat predica, dar nu ai mai simțit nimic. Te-ai uitat spre amvon, cu ochii stinși. Știi ce greu e când vorbești asemenea predici? Îi vezi pe unii săraciți cu capul în jos, ai vrea să mergi să-l iei, să-l strângi în brațe, să-i spui Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te ridică, pentru că se vede pe, pe, fețele noastre tristețea și amărăciunea păcatului. De aceea zic în seara aceasta, Doamne, fă o eliberare, mișcă inimile noastre, să știi ceva, doctorul niciodată nu te condamne, de ce ai ajuns așa? Și întotdeauna îți spune, dacă faci așa, se rezolvă s-au auzit în seara asta din mărturiile care le-au le spus fratele de la mărturisire, da? Spus în seara aceasta. Lucruri care le-au le făcut Domnul pentru tânăra aceea. Dar spun, Domnul le face și în seara asta în locul acesta. Pentru că cel ce vindecă nu-i Dani Popa. Nu e Andrei Gog, ci Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ne apropiem de sărbătorile pascale, în care sărbătorim nu cozonat, nu Kauflandu și mai știu eu ce, al magazin, ci noi sărbătorim jertfa lui Iisus Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că în sângele Lui avem iertarea păcatelor, în rănile Lui avem vindecarea. Și în seara asta să facă Domnul vindecare spirituală, să rupă Domnul orice legătură din locul acesta, binecuvântat să fie numele Domnului. Al treilea lucru care vreau să-l înțelegem este că dependența afectează iremediabil sau aproape iremediabil viața omului. Dependența afectează, dependențele acestea de care am vorbit, afectează iremediabil. Și vă spun ceva, și am spus și la început, nu numai generația tânără, nu numai generația tânără, ci și oamenii în vârstă. Acum vă spun, eram la amvon, sau nu la amvon, eram într-o marțială. Și la rugăciunea de cauze, coșul de cauze au fost la mine și a venit un bilet pe care scria, nu știu ce era, o femeie, un bărbat, dar spuneam o vârstă înaintată și scria 80 de ani. Rugați-vă pentru mine că sunt legat de dependența de pornografie. Pentru că să știți, v-am spus ce o zis bătrânul la început. Nu, am 80 de ani, la mine satana nu mai vine. Au venit la Domnul Isus. Au venit la oamenii lui Daniel, a fost aruncat în groapă la peste 80 de ani eu în jur de 80 de ani când au fost anul. Nu zic, zis, mă, tu ești prea bătrân ca să te mai ispitesc. Tu ești prea bătrân. Atâta vreme cât curge sângele în vene, diavolul va bate la ușă. Diavolul bate cu trecutul. În seara asta ne vom ruga pentru eliberare. Dar să știi ceva, ușa trebuie ținută închisă. Trebuia să ziceți toți, amin. Ușa trebuie ținută închisă. Pentru că diavolul vine și bate la ușă cu trecutul vine și îți aduce când treci prin amărăciune, când treci, treci prin durere și îți spune, du-te înapoi, du-te înapoi, adu-ți aminte. Și ăla de la biserică e vinovat. Din cauza lucutarii o să fii tu în stare aceea. Nu, nu. Când Dumnezeu te eliberează, tu nu te mai întorci înapoi, ci tu mergi înainte. Slăvit să fie numele Domnului. Dependența de pornografie nu numai că îți ia, dar și dă ceva. Știi ce dă? Dă stare de depresie și anxietate, da? Oamenii, dacă citiți studiile medicale, o să vedeți că sunt oameni care sunt care legați de dependența aceasta. Îți legați și e o mare legătură între depresie și anxietate și starea aceasta. David a venit în Psalmul 32 pentru că. V-am spus, când ești legat de un păcat, nu poți să spui eu am un singur păcat, ci acolo e marfarul care trage locomotive, locomotiva trage vagon după vagon și sunt mai multe. Diavolul a venit la David și din cauza că el nu a avut telefon, nu a avut laptop, nu a avut recycle bin, da? coș de gunoi. Nu, el l-a văzut de pe terasă. El l-a văzut de pe terasă. Și după ce o văzut pe terasă, o pofti, vedeți, toate se leagă una după alta. După aceea o, o curvit, după aceea o mințit, după aceea o omorât. Vedeți cum o venit marfarul? Vedeți cum o venit marfarul? Păi frate, înainte de cină. Păi Iugi, Vrei să spui ceva? Da, așa, m-am încercat cu maică mea, m-am încercat cu taica. mea. Dar toate lucrurile, vagoanele, nu le mai le spui câte sunt spate, nu? De ce? Pentru că diavolul, prin dependența aceasta, aduce stare de anxietate, aduce stare de depresie. Și știți că în momentul când David a păcătuit cu Batsheba, starea aceasta de aproximativ un an de zile, până a venit prorocul Nathan aproximativ la el, peste șase luni a venit prorocul Nathan la el și a pus cărțile pe față, în, în momentele acelea de câteva luni de zile, David nu a compus niciun psalm. David nu a fost la nicio repetiție la corul de tineri. De ce nu mai vii la cor? Am de învățat, sunt sesiune, nu mai pot, deci nu mai învăț capul de învățat. Serios, chiar două ore nu poți veni? Știi care e, altul problem e altă problemă acolo? E, o legătură la nivelul inimii și nu mai poți sta să te uiți în ochii colegilor de, de slujire, a colegilor de slujire. David nu a compus niciun psalm în perioada aceea. O compus și o zis psalmul 32, o zis după aceea, o zis câtă vreme am tăcut, ieri am topit, topit. Nu mai pot citi, nu mă mai pot bucura. Venea, ieșa și el la, templu, la casa lui Dumnezeu, venea la cortul întâlnirii, dar bucurie ioc. De ce? Pentru că dependența de pornografie, dependența sexuală, nu numai că îți ia, îți ia bucuria, îți ia pacea, dar și dă îți dă stare de depresie, îți dă stimă de sine scăzută. De ce n-ai curaj, ai 35 de ani? Ai 38 de ani, ai 40 de ani și spui, băi, du-te mă și vorbește cu fata ai uite, o fată nouă venită la biserică, dar e aproape de vârsta. O să vorbesc, o să vorbesc. Nu au vorbit ioc, ioc. De ce? Pentru că diavolul i-a venit și i-a spus, păi tu vrei, păi nu vezi fata, ai o fată liniștit. Tu știi ce ai de mărturisit? Pentru că adevărul care îi? Când te căsătorești, trebuie să arăți cazierul. Așa face un om cinstit. Așa face, pune cazierul pe, pe masă și vândem pe toți. Domne, te apropii de perioada de soceri în căsătorie. Nu trebuie să știe toată lumea că ai cerut-o. băieți, fete. E normal să ai o perioadă o seară liniștită, sub lună plină, nu pe eclipsă, să nu, să nu să n-ai curajul să spui, ci pe lună, pe așa cerul senin și să spui, uite, ăsta sunt. E normal să-și facă socotelele dinainte. Poate duce în continuare viața cu tine, poate accepta, nu trebuie să o obligi. Și spui, uite, o săptămână, două, ăsta e cazierul, te uiți în el, îl citești, îți spun tot, după ce ne căsătorim, nu trebuie să asculta, nu trebuie să dai amănunte. Nu e curios nimeni dar cum o chema numele de familie sau nu mă știu ce înghețat ați mâncat. Nu? Nu trebuie amănunte. Dar e normal să știe lucrurile care s-au întâmplat în viața ta. Pentru că intri în viața de familie cu un partener, da? Și normal. La e normal să-i spui și tu la un moment dat, în același moment când el arată cazierul, e normal să arăți și tu cazierul. Și să spui, și eu am fost un om imperfect. Și eu am fost un om care a venit diavolul și a bătut la mine la ușă. Odată o reușit, odată nu a reușit. Ăsta sunt. Și domnișoara își va face socoteala sau domnul Juan își va face socoteala. Dacă poate duce lucrul acesta. Dar știți, avem băieți la noi la tineret. Un băiat m-a sunat trecute, discută cu o fată și mi-a zis frate Dani, eu vin din familie de pocăiți de nepocăiți, familia părinții nepocăiți, el s-a întors la Dumnezeu și a zis, eu am fost în lume, am mai băut, am mai... Dar zice, eu, relații cu alte fete nu am avut. Și a zice, eu am fost om în lume. Zice, caut o tânără care să fie de aceleași principii ca și mine. Vedeți? Tineri din lume care s-au întors la Dumnezeu și ei pun cărțile pe față. E normal să spui. Nu dai kilometri înapoi și spui tinerică mașinuța îi tinerică, că e un, numai în garaj ținută. Nu, că nu e chiar așa. Înțelegi? Deci cam așa e românul. Îi cu kilometri ca tirul, milioane. Și de el arată impecabil. Îi barberit, aranjat. Nu, domne. Pune cărțile pe față când stai în fața căsătoriei. Spune din momentul mocirlei și până în momentul căsătoriei. Am avut o seară de tineret la Albini, în care Dumnezeu mi-a schimbat viața. Dar eu din pricina că sunt onest cu tine, sunt dator să-ți spun prin ce am trecut în viață. Ca după căsătorie tu nu o să mai afli absolut nimic din viața mea, că nu mai există. Eu îți spun și nu o să te ia nimic prin surprindere. Păi dacă auzi că omul o trecut prin ce a trecut, pe tine nu te mai surprinde. Tu îți faci socotelele și poți să spui, îmi pare rău, nu pot să trec peste așa ceva. Și înseamnă că nu vreau să-mi continui viața de familie împreună cu tine, sau poți să spui, din pricina și vă spun ceva, decât să iei un impecabil între ghilimele, da? Să iei un impecabil care a fost înger de lumină, a fost în icoană pus, mai bine iei un păcătos iertat și sincer. Care știi ce spune? Ai milă de mine, păcătosul, da? Ai milă, nu au fost poezia tâlharului. Nu a fost păcat pe lume care să nu-l fi făcut. Și -o, o, ajuns în cer, o ajuns. Pentru că degeaba vii și dai cu cărămii, în piept. Și spui, eu am fost, eu am zis poezie, ai zis, dar ai trăit pe pământul acesta. Și atâta vreme cât trăim pe pământul acesta, diavolul caută să ne atace. De aceea vă spun, dependența aceasta dă stare de depresie și anxietate, dă stimă de sine scăzută, dă tulburarea re relațiilor. Dă tulburare în relații, da? Nu poți comunica liber. Nu te mai poți uita în ochii oamenilor. Deci uitați-vă, un tânăr liber, întotdeauna se va uita în ochii tăi. Nu are o problemă. Contactul cu ochii. Uită-te la cineva când vorbește cu tine. Dacă se uită așa și la predicator, dacă îl vezi că se uită în colțul bisericii, înseamnă că e lucră la wizer, cu decolarea, să uită numai, numai în aer. Nu, domne. Sinceritatea, inima curată, îți dă puterea să te uiți în ochii celorlalți, în ochii tatălui, în ochii soției, în ochii soțului. De ce? Pentru că inima dictează, da? Inima dictează. Și omul care e cu inima curată, omul care a fost eliberat, tânărul și tânăra eliberată de Dumnezeu, e tânărul și tânăra care se uită în, în ochii celorlalți și spune, „Asta sunt te salută, te respectă, cu respect se uită, se uită în, în ochii cei, celuilalt. Poți comunica liber, da? Dar diavolul prin păcat aduce tulburarea relațiilor și îți ia comunicarea liberă. Nu poți ajunge la pasul căsătoriei, spunea mai devreme. De ce? Că el tur, tulbură relațiile și nu poți ajunge la pasul căsătoriei. Sunt tineri care au mers să de nevastă. Tânăr care depășise un pic garanția, da? Perioada de garanție. Și când s-o ceară, s-o blocat. S-o făcut calentar, s-o luat-o la goană. am da, sunat o tânără, și-o zis, frate, ce cu ăla? Mă pare normal, pare ok, dar eu ce pot să zic? Ce pot să zic? Da? Ajungi în pragul căsătoriei. Diavolul îți cade prin păcat stima de tine și spui, spui eu nu pot să mă căsătoresc nu am, nu am curajul să fac pasul căsătoriei. Te ascunzi și găsești scuze, da? Omul care e legat de diavol întotdeauna va găsi scuze. Nu mai pot veni, nu mă mai pot implica, nu mă mai pot... Așa că dacă ești un om liber, întotdeauna vei fi dispus să te implici. Vei fi dispus să vii, vei fi dispus să lași tău și să vii la casa lui Dumnezeu. Și apropo, fac o paranteză. Știi care e primul semn că ești liber? Nu mai e parole. Ia am de telefon, ia uită-te, nu mă... Păi dacă îți pune mâna pe televizor, uite, aveți telefonul lângă voi. Dacă am face un test, dar nu ne permitem să facem testul ăsta. Să pui pe unul care e bun de picioare, să sară de la cor, o lua telefonul și o, o fugit afară. Îți spun că cât e domnișoara de, 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 poate de nesportivă, până la ușă te-o de ce? Nu cumva să intre acolo, nu cumva să iei telefonul, nu cumva să-i caut. Da, i-am, domne, uite-te, ăsta face omul liber. N-are, poți să Daniel, din Biblie. De ce nu ar putut să-i găsească nimic? Că nu făcea. Ați înțeles? Dacă nu faci, nu au cu ce să te găsească. Știți că acum ai boala asta, aruncatul gunoailor, îți confiscă mașina și Doamne, dacă nu arunci, nu o să-ți confiste niciodată. Că tu nu te ocupi cu așa ceva, da? Dacă nu te ocupi cu gunoi, nu o să te prindă niciodată la gunoiere. Daniel, ce o zis? Domne, dar controlați-mă! Când am fost în America în 2018, am întrebat pe fratele care mă chema zic frate, nu te cunosc. Că numai românul merge la cine nu cunoaște, nu? Nu ne-am cunoscut, da? Așa, de pe internet ne-am văzut și am fost la o biserică. Și zic frate, ce să-ți duc și eu din România? Așa că vin să vă vizitez. Zice, frate, adu-mi niște brânză. mi dor de brânza din România. Bun, i-am luat aproape un diamantan de brânză. O să-l răsplătesc și eu. I-am vidat-o, am, vidat am pus-o în pungi speciale, am dus-o la o firmă ce videază, le-am pus în bagaje și am povestit eu la un frate ce mi-a trecut mie prin cap să-i spun, bă, am dus brânză în America. Și ăsta se uită la mine, frate, ai avut curajul? Păi, de ce să nu? Eu naiv, adică naiv, cu inima liberă. mi am zis, frate, dar de ce să nu duc? Păi știi că te bagă într-o bază de date, dacă te prinde, te bagă, te controlează la fiecare intrare în America. Eu mă uit așa și... Și se întoarce hainele pe dos, să te controlează de fiecare dată când vei intra în America. Păi să mă controleze. Păi și... Păi da, dar să nu-ți găsească. Nu are ce să-mi găsească, numai brânză. Că mai duc brânză. Dar altceva nu. Nu o să mă tem niciodată că găsește nu știu ce. Asta înseamnă să-ți eliberezi inima. Domne, dar întoarcem bagajul pe dos. Îți dau telefon. Cât am avea curajul să plece coșul ăla de gunoi. Ăla e coșul de gunoi a bisericii, da? E cu sacul în el. Și să treacă printre rânduri. Să scos parola de la telefon și să-l umplem cu telefoanele noastre în seara asta. Să le dăm la Andrei până săptămâna viitoare. Cât am avea curajul? Câți? Dar știți că sunt tineri care ar avea curajul? Sunt tineri care umblă curat cu Dumnezeu. Eu nu pot spune că e procentul de 100%, dar aici știu că în orice generație Dumnezeu a avut oameni de care s-au folosit, oameni care s-au temut de Dumnezeu și au ținut la relațiile care le-au avut cu Dumnezeu și cu partenerii, cu cei din, din familie. Știți ce mai dă diavolul? Și ultimul lucru, cel, cel de dependența aceasta, cel, cel oferă diavolul prin, prin dependență, îți dă puterea de te ascunde. Omul sincer, nu se ascunde. Daniel, de ce o deschizi asta? Că nu s-o ascuns. Ăla te spune răm. De ce? Că nu vrea să fie auzit. Îți dă semne, îți face semne, ieșim, ieșim, predică mult, hai ieșim. 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 Da? Ați înțeles? Omul e sincer lucră prin semne. Îți te ascunzi, pentru că dependența îți dă puterea să te ascunzi, îți dă puterea să deschizi. De... de ce ai închis ușa? Păi nu, le-am zis la copii acasă. Copii, asta nu-i camera voastră, e sa mele și al mamă ta. Tot e sa dar nu găsesc ușa închisă vreodată, că o iau din balamale. nu vă mai pun, las ca la cort, cu pătură în ăsta. Nu există camera mea, nu există. Vrei să fii libertână, dragă? Învață să te eliberezi. La ce poți da tu drumul? dă -i drumul. Pentru că știi ce -i, e marea durere? Diavolul câteodată nu ne leagă, ci ne dă lanțul și ne ținem noi de lanț. Ne ținem noi de lanț. Ați înțeles? O strigat un, un om odată, îl trăgea o căruță prin, prin sat și îl târâia și striga în gura mare ajutor, salvați-mă că mă omoară, o să mor la care un domn de pe margine foarte deștept, inteligent și o strigat către el și o zis, Domnule, ești salvat, dă drumul la lanț, dă drumul la lanț că ești salvat, nu te ține nimeni. Știi care e problema? Că prin dependența aceasta e posibil tu să te ții de ea. Să nu o ajungi momentul când nu te se mai ține ea după tine, ci ai ajuns să te ții tu de ea. Ca o să nu fii prins. Ai puterea să, să, să te ascunzi ai puterea să te uiți și să nu mai roșești. Pentru că v-am spus, dependența afectează iremediabil sau aproape iremediabil, pentru că dependența de pornografie nu numai că ți ia liniștea, pacea, bucuria, dar și dă lucrurile acestea, îți dă depresie, îți dă stimă de sine scăzută, îți dă tulburarea relațiilor, nu te mai înțelegi cu nimeni, nu, crezi că nimeni nu te mai înțelege, dar de fapt îți legăturile din spate, îți legăturile din spate. Nu, nu, mai mă înțeleg nici cu coriștii, nici cu fanfariștii, nici cu biserica, nici păstorul, nu mai îmi place, îmi caut alte biserici. Mă duc în altă parte, dar de fapt sunt legăturile din spate. Și știi ce e uh, marea tragedie? Ne căutăm biserici din astea care nu pun degetul pe problemă. Ne dă, uh, numai din astea. Cum să fii fericit? Cum să-ți meargă bine? Cum să fii folosit? Cum... Păi da, dar ia să vezi dacă îți mai vin tinerii, dacă le spui cum să fii curățit. Cum să scapi? Cum să e prăbușești, din astea nu ne trebuie. Ne trebuie numai motivaționale, ne trebuie numai mărturii din alea puternice. Dar noi știți ce ar vrea în seara asta? În seara asta ar vrea la Albini să strige Domnul dezlegare. Să strige Domnul eliberare, să strige cum o striga bătrânul de pe margine, ești liber, dă drumul la lanț, dă drumul la lanț. Acum vă spun, tinerii, știți care e problema tinerilor? Totdeauna ei sunt dispuși, asta mi-a plăcut totdeauna în generația tânără, de aia am iubit tinerii și lucrez cu tinerii și la noi la biserică. Tinerii sunt sinceri. Generația trecută, apusă, domne, nu scoteai de la el, puteai să-l duci la comitet, nu scoteai de la el. Domne, când e vorba de tânăr și vine cu o problemă, la mărturisire, eu vă spun, fratele are mai multă experiență, eu vă spun, îți tine care îi spui, gata, bă, nu mai îmi spune, ho, oh, oprește, te am înțeles situația. Domne, atâta spune, scoate tot. De ce? Că vrea să fie liber. Asta e rar, găsești, da? Dar voi sunteți generația tânără, tinerii care nu li rușine. Nu li rușine, frate, vreau să-ți spun ceva. atât ea spune, nu-mi trebuie detalii, n-am nevoie de detalii. Nu vreau să mă... Ai spus un lucru, ai furat, nu mă interesează ce culoare, ce ăsta. Ai furat. Am înțeles, te-ai mărturisit. Nu mă interesează de câte ori pe noapte, de cât e câtă cantitate, cu ce număr, ce număr era la mașină. Ce sunt detalii care nu ne mănâncă timpul la mărturisire. Tu spune ce te apasă, spune fapta, spune fapta, da? De aceea vă spun, tinerii întotdeauna au căutat ajutor. Ce vă spun, în generația noastră, în generația tinerilor, se aude un strigăt. Știți care e strigătul? Mi-ar place să spun că e strigătul de biruință. Dar vă spun, e strigătul de ajutor. Știi ce strigă generația tânără și la Timișoara și la Cluj? La Cluj strigă ajutor, salvați-mă, ajutați-mă să ies. Ăsta-i strigătul vostru. De aia se organizează conferințe din astea grele și greu de predicat. De ce? Pentru că se aude tot mai des strigătul acesta. Vreau să fiu liber, vreau să fiu eliberat. Ca să poți fi eliberat, acum vă spun, se caută foarte mult butoane. Eu n-am venit să vă dau un buton să spui, uite, apeși pe butonul ăsta și o să fii inert la toate ispitele, la toate dependențele. Nu există buton, ci există soluție din partea lui Dumnezeu. Există o listă, există o rețetă care Dumnezeu ți-o dă. Dacă o pui în aplicare, Domnul te eliberează. Domnul nu te eliberează peste voința ta. L-a întrebat pe slăbănog, vrei să te faci sănătos? Nu, no, spune la un bolnav. Cum să-i spui la un bolnav dacă vrea să se facă sănătos? Păi da, știți că din ea care nu vor să se facă sănătoși. Că încă le mai place cerșitul. Încă le mai place. L-am întrebat pe unul. Vrei, la, 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 Timișoara, vrei să scapi de țigară? nu, nu, nu. Eu vreau să mă vindece Dumnezeu, dar nu, eu vreau să mai fumez. Nu, no, atunci fumează liniștit. Fumează liniștit. Dumnezeu are soluții. Dragi tineri, Dumnezeu are soluție. La orice problemă, nicio problemă nu-L ia pe Dumnezeu prin surprindere. Ci la orice problemă, Dumnezeu are soluție. Și prima soluție din partea lui Dumnezeu este aceasta. Înțelege că ești în război. Înțelege că ești în război. Tratează viața ca pe un câmp de luptă. Nu ca pe un concediu. Că de-aia suntem Că Noi toată ziua la concediu. Cum ești super. Cum Vai ce faină stă. Super, arăți mișto, arăți tare, ești cel mai grozav, Mă, tu poți, tu ești grozav, tu ăsta. Nu, ăștia, să știți, ăștia în tranșei, în Ucraina, ăștia nu spun așa. Ce faină stă șapca azi de dimineață, ai o șapcă grozavă în cap. Ce baionet ai în mână, ești tare, mă. Nu, nu așa se tratează pe câmpul de luptă. Nu, nu-i pagina de Facebook să arăți că totul e super. Și trebuie să înțelegi, ca să, put, ca să poți fi eliberat, trebuie să înțelegi războiul care îl avem de dus în fiecare zi. Știi de ce ești înfrânt în fiecare zi? Că nu înțelegi că ești în război. Nu înțelegi și nu realizezi că viața și umblarea cu Dumnezeu, viața de zi cu zi e o luptă. Pune-te rog galăteni 5 cu 17, ca să vedeți că suntem într-un război permanent, că firea pământească poftește împotriva, în război. Cu Duhul și Duhul împotriva Firii Pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face ce voiți. Primul lucru care vreau să intre în mintea noastră, în inima noastră, este că suntem în război în fiecare zi. Tratează fiecare zi ca pe un război. Și cum mergi în război? Te uiți la fiecare pas. Te uiți și în stânga și în dreapta, nu cumva să calci pe o mină. Ești atent la fiecare persoană care e lângă tine. Ești atent la fiecare persoană care, care, trece pe lângă tine. Afișează Galaten 6 cu 8. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu ceva, că cei ce seamănă în firea pământească recoltează ce? Putrezirea. Cei ce seamănă în firea pământească vor recolta putrezirea. Tu poți să mergi cu, cu mâinile în buzunar și să spui ce, ce contează. Că toți, să știți, fetelor, toți prăpădiții, când s-au căsătorit, au vrut să iau o fată cinstită. De aia zic că ea din lume. Păi eu când mă însor, eu vin și mă pocăiesc, eu vreau să iau una de la voi de la adunare. Dar spun, dacă ești copilul Domnului și ai relație cu Dumnezeu și umbli atent în fiecare zi, Dumnezeu nu te va lăsa să cazi pe mâna unui șmecher. Ziceți, amin. Așa, Domnul să vă binecuvinteze. Dumnezeu nu te va lăsa să cazi pe mâna unui șmecher. Dar tratează viața ca pe un război, nu ca pe o zi de vacanță. Adică, luptă în fiecare zi, luptă în fiecare clipă. Cum? Zici, dar ce înseamnă să lupt? Dacă trebuie să întorci capul, să nu o vezi, întoarce capul. Asta e lupta. Crezi că prin fața noastră nu treci? Prin fața lor, prin, prin fața lui toți trece. Dacă trebuie, știi ce înseamnă lupta? O vezi? L-ai văzut? Întoarce capul, întoarce capul. Dacă trebuie să te rogi, că te simți slab, pune-te și roagă-te. Dacă trebuie să, stai, să nu stai singur, sună pe cineva și nu stai singur. Pentru că diavolul caută prilejul nimerit ca să te înfrângă, să calci pe mină și să fii prăbușit. Roman 12, cu 21, ce spune? Nu te lăsa biruit, ci biruiește răul prin bine. Dumnezeu are soluție. Tratează viața ca pe o zi de război. În fiecare zi trebuie să înțelegem, fete și băieți, în fiecare zi suntem în război și diavolul caută să ne înfrângă. Mai mult decât caută Putin, uh, Ucraina, mai mult decât atât, caută diavolul, îți caută sufletul tău. Sufletul tău e mai important decât Ucraina. Sufletul tău e mai important decât lumea întreagă. De aia diavolul caută să te înfrângă. De aceea te rog în această zi: și înțelege că ești în război. Să ne ajute Domnul să înțelegem lucrul acesta. Al doilea lucru, a doua soluție din partea lui Dumnezeu. Fii serios cu Dumnezeu și fii serios cu tine. Tratează viața cu seriozitate. Și pe Dumnezeu tratează-l cu seriozitate și tratează și viața ta cu seriozitate. Dacă au reușit oamenii Bibliei, n-au fost supermeni, n-au fost superfemei, n-au fost super tineri, ci s-au tratat ei cu seriozitate și l tratat și pe Dumnezeu cu seriozitate. da? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vreau să citesc, deși un cuvânt greu, Geneza 38, spune cuvântul Domnului de un frate de al lui Iosif, de Iuda, că e ciudat, într-o zi mergea să-și tundă oile, da? și spune cuvântul Domnului de la versetul 12, Uh, spune cuvântul Domnului că zice Iuda s-a suit la timna la cei ce tund, cei tundeau oile, el și prietenul uh, său Hira, adulamitul. Merge Iuda să-și tundă oile, da? Și pe drum uh, zice că dintr-o dată, nu mă amintesc, nu mai citesc, vede o femeie îmbrăcată ca o curvă. Îi apare imaginea în față, da? Îi apare scroll-ul, îi apare TikTok-ul, îi apare ce vreți voi, da? facebook Instagram-ul, îi apare. E colega ta, toți pozele și bobarde și pe alta. Da? Și merge Iuda să-și tundă oile. Dar face o escală. O vede pe femeia aceasta și zice vreau să intru la tine. O luat-o drept o femeie ușuratică. Dar ce a fost interesant, că ăsta nu avea card la el, nu putea plăti nici cu telefonul, nu avea nici bani la el. Și o zis femeia către el, așa auz cu ce plătește. Păi nu, am dar crede-mă pe cuvânt că îți aduc banii. Nu, no, nu, no, zice aici nu e ca în România pe caiet. Nu, dai pita pe caiet. Nu, o zis, mie îmi las un zălog. Și o zis, omul, pentru că nu s-o respectat nici pe el, nici pe Dumnezeu, o zis, femeia, am las un zălog. Și o zis, ce zălog să-mi las? Zice, îmi lași lanțul, îmi las inelul și lași toiagul. Știi ce o zis? Pentru că era legat de pofta aceasta sexuală. Ce s-a întâmplat? O lăsat inelul care reprezenta semnătura. Reprezenta semnătura omului. Punea pecetluirea cu inelul. O lăsa lanțul care semna valoarea, bogăția care o avea. Și o lăsa toiagul care arăta direcția unui om, care arăta uh, autoritatea unui om. Da? Și-o lăsa semnătura, și-o lăsa valoarea și-o lăsa direcția. Și-o zis le las toate astea, trimit un ied care îți Și-o zis femeia lasă-le aici. Le-o lăsat Omul a plecat liniștit și a plecat. O mers, o luat iedu și o, o trimis pe prietenul lui și o zis, du-te și caută femeia, du-i du, du iedu, du-i răsplata, du-i plata și recuperează lucrurile acestea. Și auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 22, a la s-a întors la Iuda și i-a spus, n-am găsit-o și chiar oamenii de acolo au zis, n-a fost nicio curvă aici. Iuda a zis, auziți acum, tragedia și durerea. Ține ce a luat! Numai să nu ne facem de, de râs! Ați auzit așa ceva? Ține ce a luat, numai să nu ne facem de râs! Vreau să vă întreb tineri din Cluj, băieți și fete intelectuali și intelectuale, cu facultate și cu înțelepciune de la Dumnezeu. Vă întreb ceva, există, se poate așa ceva în viața unui copil al lui Dumnezeu? Să păcătuiești și să nu te faci de râs? El a zis: Ține ce a luat! numai să nu ne facem de râs. Citiți, vă rog, tineri, Geneza 38, să vedeți că nu există să păcătuiești și să nu te faci de râs. Pentru că femeia aceasta rămâne însărcinată și se dovedește că era noră -sa și vine și spune, e vrednică de moarte. Și știi ce face femeia? Ia zălogul și zice, merge și arătați-le, vedeți de acuies, vedeți semnătura asta acui, Vedeți lanțul cu inscripția pe el, vedeți alucinei, duceți-l. Știi ce a zis Iuda? Eu sunt vinovat. Eu sunt vinovat. Dar te întreb ceva, de ce să lași zălogul când Dumnezeu ți-a dat un zălog? De ce să-l lași când Dumnezeu ți-a dat un inel? Eu vă întreb ceva, credeți că în, în, în perioada aceasta, credeți că Iuda nu și-a făcut alt toiag? Credeți că nu și-a făcut alt inel? Credeți că nu și-a făcut alt lanț? Ba da, și-a făcut. Dar vă spun ceva și să țineți minte. Ce-ți dă Dumnezeu de prima dată? nu-ți mai da a doua oară. Mai spun o dată. Ce îți dă Dumnezeu prima dată, nu-ți mai da a doua oară. Tu poți să-ți faci. Au fost împărați care le-au le luat scuturile de aur și și-au făcut de aramă. Și spectacol. Fugeau cu ele, dar nu erau de aur. Erau de alamă. Străluceau, dar nu era aur. Nu era valoare. Uitați-vă, dragi tineri. Avem exemple, nu dau exemple. În media noastră. Oameni care s-au prăbușit ori încerca după aia să se ridice. Proroc, cântăreț, predicat, nu, mai știu, nu vă mai dau exemple. Ori încerca după aceea, ori mai avut puterea dinainte. Niciodată. Ori încerca să dea îndemn, ori încerca să pătrundă, să urle, să facă, să, să miște cum ai. n Nu au mai mișcat. De ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Păstrează ce ai, spune Apocalipsa, ca nimeni să nu-ți ia cu luna. Învață să te respecti pe tine și să-l respecti pe Dumnezeu când ești singur, să ai demnitatea ceea ce a avut-o Iosif. Și o zis, nu mă vede tata, nu mă vede nimeni, dar eu mă respect pe mine, eu respect pe Dumnezeu. Cum să fac un păcat așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dumnezeu i-a dat biruință în momentul când el o știu să se respecte pe el. Dumnezeu i-a dat biruință că știut că va fi respectat și Dumnezeu. Și Iosif a avut biruință. Întreb ceva, pentru că am vorbit de, de David, de câte ori a fost neserios David față de el și de Dumnezeu? De câte ori? O singură dată. O singură dată. David nu a fost numai o singură dată. O tratat cu neseriozitate relația lui cu Dumnezeu și și-o permis să facă. Și toată viața lui a fost umbrită de păcatul acesta. Intră în cimitir, deși nu, era, erau cimitirile cum le avem noi acum. Patru morminte unul lângă altul. În fiecare zi, când se uita în ochii Bacebei, știi ce vedea? Deși Dumnezeu l-a iertat. Că vin unii și spun, da și pe Dumnezeu l-a iertat. Păi bă, tânăr, tânără, ascultă-mă, citește toată istoria lui David. Și vezi ce înseamnă, du-te întreabă pe o soră care și-o îngropa copilul. Du-te și întreabă ce înseamnă să-ți duci copilul la groapă. Și după aia discutăm. Ia tot, nu lua numai pe Baceba în brațe, ia și ei sicriele. Du-te, strânge sicriele, patru sicrie, ia-le în braț tineri, castejari, secerați, morți. Din ce cauză? Din cauza că și-au permis o singură dată. Din cauza că și-au permis o singură dată. Ce vreau să înțelegem în al doilea lucru, ca să avem biruință, fi serios cu tine și fi serios cu Dumnezeu. Și al treilea lucru care vreau să-l înțelegem este că biruința vine întotdeauna pe măsura sfințirii. Întotdeauna biruința vine pe măsura sfințirii. Nu există sfințire zero, numai Samson a crezut că sfințire zero merge biruință 10. Nu, nu a reușit. Sfințire zero, biruință câtă? Tot zero. Că zero cu zero e tot zero. Tu faci zero și Dumnezeu tot zero. Dacă tu nu faci, nici Dumnezeu nu face. Sfințirea ta declanșează puterea lui Dumnezeu. Mai spun încă o dată, sfințirea ta declanșează puterea lui Dumnezeu. Când Estera s-a confruntat, vorbeam duminica trecută la noi la biserică, când Estera s-a confruntat cu moartea, era moartea și din spate și din față, dorea să o moare și Haman și era frică că o moară și împăratul. Și ce au făcut? Nu a apelat la frumusețe. Nu s-a dus să o aranjeze, să-i spună, știu eu că l-am cucerit, când mă vede de o lună nu m-a văzut. Îți păi dai seama, nu? Tu care Poate lucri în Londra și urmează să te căsătorești, vii după o lună să-ți vezi viitoarea mireasă. Păi te așteaptă o zi întreagă în aeroport, nu? Nu mai știa, la două noaptea sau la două după masa vii. Dar de dragul tău te așteaptă. Dar este era când a fost momentul acesta crucial. Ea nu a apelat la lucrurile firești. O singură dată o ajutat-o frumusețea. O singură dată, ca și-o îngăduit Dumnezeu, da? O singură dată. Dar după aceea știi ce o înțeles că fiecare zi e o luptă spirituală. Știți ce o transmis la, la Mardoheu? Eu zic, sfințiți-vă voi și mă sfințesc și eu cu, cu slujnicele mele. Sfințiți-vă voi, vrem biruință, toți vrem biruință, așa -i? Dar liderul de tineret, el trebuie să facă, să ne aducă predicator, să ne aducă cântăreți. Știți cum avem biruință în lucrare de tineret? Nu cu invitați, cu sfințire. Cu sfințire avem biruință. Înțelegi în seara aceasta că biruința vine întotdeauna pe, pe măsura sfințirii. O să vreau să ne rugăm imediat și o să intrăm într-o rugăciune. Știu că seara asta e o seară mai deosebită. Știu că seara asta e o seară mai grea. Dar vreau în seara asta și eu știu ceva. Când am venit prima dată și am predicat,